Salut, anume Prote aici și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi vom face unboxing la My Shelfie, un joc localizat de cei de la Gameology. Vedem aici scrie că instrucțiunile sunt în limba română aici în cutie. Este așa o localizare mixtă, adică găsiți, de exemplu, cutia, da? Cutia de bază este în engleză, dar înăuntru veți vedea există regulamentul în limba română. Și haideți să vedem ce avem aici în cutie. Jocul, după cum nu vedem încă, trebuie să dăm cât a jos țipla. Și o să vedem imediat ce avem pe aici. Așa, vedem 2-4 jucători, 8 plus 25 de minute. Haideți să vedem ce vine în cutie. Avem aici regulamentul, cum spuneam, în limba română, componente, pregătirea jocului. Se deschide așa regulamentul. Obiectivul jocului, avem derularea jocului și finalul jocului. Și aici avem obiectivele comune puțin explicate pe spate. Aici avem un săculeț de unde vom extrage jetoanele. Și aici avem rafturile noastre. Fiecare jucător va primi o bază. Așa, astea sunt bazele de rafturi, da? Fiecare va primi un raft și un capac din ăsta la raft. Ia să vă fac repede unul să vedeți cum arată. Vine așa, astea vine aici sus ca să le țină împreună și avem raftul și aici vom băga lucruri pentru a crea niște modele aici la noi în raft. Fiindcă în joc practic aranjăm cărți și diferite jocuri, pisici și așa mai departe în rafturile noastre, în My Shelfie. Deci astea sunt practic rafturile, sunt 4 pentru fiecare jucător. Una, avem aici un săculeț. Avem niște cărți, haideți să ne uităm la cărți, să vedem dacă reușesc să le deschid fără probleme, fiindcă bineînțeles că nu am. Reușesc. Stați cu mine că reușesc. Sunt cât piaci să reușesc, dar încă nu. Sunt încă departe să reușesc. Uitați, mă chinui aici. Aha, și nu reușesc. Stați cu mine că voi reuși. Voi reuși. Gata, am dispărut câteva secunde ca să îmi iau o ustensilă care nu știu de ce n-am avut-o lângă mine. Și acum am reușit să facem aici necesarul pentru a deschide cărțile. Bun, deci revenind la unboxing, avem aici aceste obiective, care sunt obiective comune, o să ne uităm și pe spate, care trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să primiți un anumit punctaj. Și astea sunt obiectivele secrete, care le primește fiecare jucător, unde la voi în rafturi trebuie să aveți exact în pozițiile astea anumitele obiecte pentru a primi puncte în funcție de câte reușiți să le puneți în această poziție. Bun. Deci astea sunt cărți. După avem aici niște suporturi pe care veți pune obiectivele voastre. Și acum avem aici foarte multe chestii din carton. Vedem aici, astea sunt punctele care le primiți pe obiectivele comune și aici avem diferitele obiecte. Vedem plante, pocale și au culori diferite. Exact ca să se potrivească. Vedeți aici, asta e pe spate și astea sunt obiectivele comune. Și vedeți că se puște culorile. De exemplu, pocalele sunt albastru ăla, plante sunt roz și așa mai departe. Da, vedem aici toate astea și aici se face un fotoliu care este ăsta, jetonul de prim jucător. Avem aici mai multe pisici pe verde, poze, cred că da, pe galben, că, nu, pe albastru, cărți pe galben.
mai niște cărți pe galben, niște jocuri de societate, board games, pe portocaliu și pocale pe albastru și sunt pe ambele fețe la fel. Și după aia avem această planșă care va fi umplută cu aceste jetoane extrăgându-le din acel săculeț care vi l-am arătat și după aia jucătorii vor extrage jetoanele și le vor pune la ei în shelfie sau la ei în raft. Dar bineînțeles că o să discutăm despre asta săptămâna viitoare când facem videoul de prezentare. Deci practic astea sunt toate lucrurile care vin în jocul My Shelfie, localizat de cei de la Gameology. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTeamPlays pe Facebook să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTeamPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo veți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!